Partidul Național Liberal trece prin procesul electoral până la nivel național. Le mulțumesc în primul rând invitațiilor care au dat curs invitației noastre de a participa la conferința județeană. Îi mulțumesc în mod special domnului Iulian Dumitrescu, fost senator de Călăraș, președintele Consiliului Județean Prahova și prim vicepreședintele Partidului Național Liberal. Domnul Virgil Guran, care este liderul senatorilor din Senatul României. Domnului deputat Ionel Dancă, colegul meu. Domnul deputat Cristi Barbu, domnul președinte al filialei Galați, George Stângă, președintele Comisiei de Mediu din Camera Deputaților, domnului președinte de la Telorman, domnul Eugen Pârbulescu, care a făcut un scor extraordinar și îl felicit, domnului senator Potecă și declar deschise lucrările adunării noastre generale. Stimați invitați, dragi colegi liberali, sunt prezenți un număr de 344 de delegați dintr-un număr de 351 convocați. Adunarea fiind statutară, dau citire ordinii de zi. Deschiderea lucrărilor Comitetului de Coordonare Județean, cuvântul invitaților, alegerea Secretariatului Tehnic și a Comisiei de Numărare a Voturilor, prezentarea raportului de activitate al președintelui Organizației Județene PNL Călăraș, dizolvarea biroului politic județean PNL Călăraș, procedura de vot, prezentarea rezultatului votului, cuvântul președintelui ales, închiderea lucrărilor Comitetului de Coordonare Județean. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Și dacă cineva vrea să ia cuvântul? Unanimitate. Cu siguranță vor fi înscrieri la cuvânt domnul primar Nichi. N-am să vorbesc foarte mult, pentru că trebuie să vorbească în primul rând invitații. Îmi permiteți să salut prezența și partenerului nostru de coaliție, doamna președintă Amelia Giurcan. Vreau să vă prezint un raport de activitate, așa pe o pagină, cum l-am și elaborat. Am trecut prin două rânduri de alegeri, alegerile parlamentare, și vă mulțumesc pentru încrederea pe care ați avut-o în echipa tânără a PNL Călăraș. Și, bineînțeles, alegerile locale parțiale. Am intrat în alegerile parlamentare după ce în alegerile locale din septembrie PNL a pierdut un număr semnificativ de primării, Primăria de Municipiu Călăraș și Consiliul Județean. Echipa de candidați pentru alegerile parlamentare a fost una foarte tânără și cred că am demonstrat că se poate face o altfel de politică și în județul Călăraș. Am obținut un scor, spunem noi, ținând cont de condițiile date, bun. Am fost locul 12 pe țară la nivelul filialelor PNL cu 28,6%. În condițiile în care în 2016, cu președinția de Consiliul Județean și Primăria de Municipiu, a fost undeva la 29,75%. Motiv pentru care țin să vă mulțumesc tuturor pentru mobilizare, pentru încredere. A fost o perioadă destul de complicată pentru mine în funcția de președinte interimar. Mulțumesc celor care m-au sprijinit, mulțumesc celor care m-au criticat. În politică, sigur că noi mai tineri poate avem mai mult de învățat, dar cu siguranță ce va rezulta în urma votului de astăzi va fi o echipă foarte puternică, o echipă care va avea niște obiective îndrăznețe pentru 2024 și am încredere că PNL Călăraș va reuși să redevină acolo unde țin să-i mulțumesc, chiar dacă în ciuda tuturor speculațiilor, domnului Răducu George Filipescu, președintele Consiliului Județean, președintele Partidului Național Liberal, care a dus PNL-ul la un nivel pe care puțini ar fi crezut la acel moment. Vreau să vă mulțumesc tuturor. Cu această ocazie e o predare de ștafetă, dar asta nu înseamnă că plec de la Călăraș. Rămân în echipa liberală. Am o misiune de îndeplinit în Parlamentul României prin votul pe care dumneavoastră l-ați cerut cetățenilor în numele nostru, pentru că
Nu doar că suntem noi frumoși, tineri și deștepți, politica se face pe voturi. Și vă mulțumesc pentru tot efortul pe care l-ați făcut în toată perioada asta. Le mulțumesc tuturor. Le urez succes colegilor care vor candida. Și voi fi disponibil în continuare pentru PNL Călăraș, pentru că de aici sunt. Aici vreau să-mi continui activitatea și am mare încredere în noua echipă liberală. Doamne ajută! Îi dau cuvântul domnului președinte, vicepreședinte Iulian Dumitrescu. Mulțumesc, Emil. Mulțumesc. Înțeleg că trebuie să preiau conducerea lucrărilor acestei conferințe județene. Nu știu dacă au fost prezentați invitații, sau dacă au fost foarte bine, dacă n-au fost, o să-i mai prezint pe parcurs. Pentru că e cald, că e multă lume aici, o să îmi dați voie să spun înainte de discursul lui Ciprian câteva cuvinte. Până atunci și până o să dau cuvântul invitaților, doar o aducere aminte. Fac și eu 9 ani în politică. E aici, în primul rând, cineva care acum vreo 9 ani m-a luat de mână și m-a împins pe o scenă la Vasila, să zic și eu câteva cuvinte. Vorbesc de domnul Filipescu și mulțumesc încă o dată că mi-a băgat acest drog, cum spunea dumnealui, pe venă. Nu am ce să spun multe cuvinte aici sunt prietenii mei. Nichi acolo, Sandu aici, Iacomi, Iulian. Avem și un nou primar la Budești, care știu că s-a luptat mai multe rânduri. Aniel a fost mai devreme, nu mai văd acum, dar e pe aici. Mi-a spus doar să spun că n-a pierdut niciun rând de alegeri, știe toată lumea, Aniel. Aici e acasă pentru mine. Aici mă simt bine, aici m-am format ca om. Acum sunt președinte la Prahova. E un județ pe care îl iubesc, încerc să-l conduc. Sper să fac niște lucruri bune acolo. Vă mulțumesc și o să mă mai lăsați să spun câteva cuvinte înainte să aibă discursul Ciprian. Doamne ajută, o organizație puternică și o organizație care poate să revină și mai puternică. De când a plecat domnul Filipescu de la conducerea organizației, au fost doi președinți, Drăgulin, Dumnezeu să-l odihnească, Emil Dumitru, și sper că acum cu noul președinte să regăsească, să spunem, gloria de asta dată. Și dacă poți, Ciprian, să-l depășești pe Răducu George Filipescu, fă-o fără rușine. Vezi că asta înseamnă președinție de CJ, înseamnă primar de municipiu și o grămadă de primari, nu mai știu câți erau, dar cred că erau vreo 40 pe la noi prin organizație. 44 din 54. Cam asta e targetul și cam astea sunt așteptările de la tine. Eu vă mulțumesc. N-am avut ceva pregătit pentru că venind acasă am vrut doar să vă salut, să știți că vă iubesc, că totdeauna aici pentru mine e locul unde m-am format și unde am crescut. Dau cuvântul, vă mulțumesc și mult succes tuturor! Mult succes! O să dau cuvântul președintei Uniunii Salvați România Călăraș, doamna Amelia Giurcan. Vă rog! Bună ziua, în primul rând. Eu mi-am pregătit un discurs un pic mai lung. O să încerc să-l scurtez cât de mult se poate. În primul rând vreau să vă spun că mă bucur, ne bucurăm nespus și eu și colegul meu, Marian Cojocea, noul președinte al filialei municipale Călăraș, noul președinte USR filială municipală Călăraș. Ne bucurăm să fim alături de dumneavoastră în aceste momente solemne pentru municipiul Călăraș, când partenerii noștri, PNL Călăraș, își aleg noua organizație județeană. Județul Călăraș are nevoie de un USR Plus și de un PNL puternice, aplicate către punerea în practică a măsurilor la care ne-am angajat prin programul de guvernare și dedicate luptei pentru depedesizare. Depedesizare. PSD-ul ăsta ne dă bătăi de cap. Ambele partide au nevoie de conduceri legitime, de aceea mă bucur că și PNL încheie această etapă a alegerilor interne, ca să ne putem concentra pe lupta noastră din primărie și din Consiliul Județean.
USR Plus își manifestă deschiderea către o colaborare la toate nivelele cu PNL, strict spre beneficiul cetățenilor din județul Călăraș. Urmează o perioadă grea, dar care trebuie încărcată cu reformele de care societatea are atâta nevoie. Avem acum la nivel național o șansă pe care nu trebuie să o ratăm. USR Plus și PNL pot fi partidele care fructifică această șansă, cu condiția ca unii, dar și ceilalți, să lasă la o parte mizele mici și să se concentreze pe livrarea măsurilor care pot ridica România de pe ultimele locuri în plan european, la mai toate capitolele care contează. La nivel județean, trebuie să acționăm unitar, ca o contragreutate la tendințele PSD de a-și impune agenda. Trebuie să propunem și să încercăm să trecem proiecte benefice pentru județ, iar cu ajutorul structurilor guvernamentale și parlamentare să aducem și bani pentru realizarea acestor proiecte. Am încredere în maturitatea politică a Partidului Național Liberal și sunt sigură că oricare ar fi structura de conducere a PNL Călăraș la nivel județean, vom putea găsi căi de colaborare, urmărind în fond obiectivul pentru care toți am intrat în politică, o viață mai bună pentru copiii noștri. Vreau să remarc în final prezența în sală a mai multor primari pe care eu personal îi cunosc și pe care îi respect foarte mult și care au făcut din comunitățile lor niște comunități europene. Pentru de multe ori în Consiliul Județean am avut chiar o poziție publică referitoare la pozițiile pe care le adoptă PSD-ul mai nou prin faptul că încearcă să blocheze foarte multe activități ale primăriilor. Sperăm să și de acum încolo să avem o colaborare foarte bună și cu colegii noștri consilierii PNL. Vă mulțumesc și vă doresc multă chibzuință, perseverență și putere de muncă în anii care urmează. Mulțumesc! Dragi prieteni, mi-a făcut mare plăcere să ne vedem astăzi. De ceva timp nu ne-am mai întâlnit. Vă mulțumesc tuturor pentru frumoasele cuvinte pe care le-ați rostit despre mine. Dar, întotdeauna este un dar, să știți că ați vorbit mult prea mult la trecut. Fraților, eu sunt viu, n-am murit și am intenția să fiu în continuare foarte activ. Chiar dacă nu sunt în linia întâi. Au venit alții în linia întâi care sunt tineri și au mai multă putere de muncă. Deci rețineți, sunt viu. Ca să meargă mai repede, o să vă citesc o mică povestioară. A fost odată ca niciodată într-o margine de țară un ținut sărac, dar frumos colorat în galben, înconjurat din toate părțile de moșiile împăratului roșu. Acest împărat tare își mai dorea să pună stăpânire pe frumosul ținut galben, dar în toate bătăliile era învins sistematic de vrednici viteși, oamenii hotărâți și neînfricați, cei apărau teritoriul atât de greu câștigat. Erau vestiți în toată țara și apreciați de toată lumea pentru vitejia lor. Erau luați drept model de alte ținuturi pentru strategiile cu care își obțineau victorii. Dar într-o bună zi căpetenia lor, obosit de atâta lupte externe și probabil dezamăgit de cârcotelile celor pe care i-a făcut șef de trib, a considerat că a venit timpul să lase conducerea armatei galbene în mâinile unui coleg mai tânăr. Zici și făcut. Numai că nicio poveste, ca și în viață, nu iese întotdeauna așa cum îți dorești. La scurt timp, o mare nenorocire s-a bătut peste noua căpetenie, nenorocire de care s-au repezit să profite toți cei care, pe ascuns, țineau legătura cu împăratul roșu. Și toți cei care au întrezărit că interesele lor strict personale au ocazia de a se împlini. Și uite așa, neînficaților viteji, care nu cunoscuseră înfrângerea până atunci, le-a fost dat să trăiască umilința înroșirii ținutului lor. Mânia împăratului roșu s-a revărsat asupra lor,
și neavând nici un sprijin, mulți au fost urmăriți și alungați. Mulți au rămas fără posibilitatea de a pune pe masă pâine pentru copiii lor. Alții, în schimb, colorați în galben peste noapte, au fost răsplătiți pentru loialitatea cu importante onori. Încheie această poveste, dar știind că în povești binele învinge întotdeauna, vă las pe voi să continuați și să scrieți sfârșit. Eu, optimist în fire, știu că binele învinge. Nu doar în povești, știu că și în viață putem face ca binele să fie învingător. Și ca pentru binele, și pentru ca binele să revină și în organizația noastră, dragi liberali, nu trebuie să vă uitați trecutul. Nu trebuie să vă uitați victoriile. Nu trebuie să uitați sacrificiile atâtor ani de luptă și de muncă. Nu trebuie să uitați cine sunteți. Scuturați-vă de cei care habar nu au cei cu voi. Nu vă cunosc. Nu știu ce ați făcut voi pentru partid și nici nu interesează. Scuturați-vă de cei ce nu știu cât ați muncit. La ce ați renunțat ca să obțineți victoriile. Nu știu ce înseamnă să dea vecina copiilor să mănânce pentru că erați în acțiune la partid. Scuturați-vă de cei ce aleargă după funcții în partid pentru a le folosi drept trambulină pentru rezolvarea intereselor personale. Alegeți-i să vă conducă pe cei care știu ce înseamnă bătăliile politice și au ieșit învingători din ele. Nu pe cei care știu să care geanta șefului și poșeta șefei de cabinet. Alegeți-i pe cei care să vă reprezinte cu adevărat, cărora le pasă de voi și de partid, care știu să apere și interesele voastre, nu numai pe ale lor. Rămâneți uniți! Nu mai permiteți nimănui să vă dezbine. Sprijiniți-i pe cei pe care veți alege astăzi. Munciți alături de ei și sunt convins că victorile nu vor întârzia să apară, iar PNL Călăraș va reveni la ceea ce a fost cândva. Îmi doresc din tot sufletul acest lucru. Mult succes, vă doresc! Are cuvântul domnul deputat de Vrancea, Ionel Dancă. Te rog, Ionel. Bună ziua, dragi liberali! Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră. Salut pe toți colegii noștri. Și astăzi este, în primul rând, despre dumneavoastră, despre organizația PNL Călăraș, așa încât vreau să felicit pe de-o parte pe toți cei care au muncit pentru ca organizația PNL Călăraș să obțină rezultate absolut extraordinare în decursul istoriei sale. Și aici mi-aduc și eu de această dată folosesc prilejul pentru a-l felicita pe domnul Răducu Filipescu, care a construit aici o organizație puternică. Felicitări, domnule președinte! De asemenea, aș vrea să cred și sunt convins că la Călăraș, după ultimele evoluții politice, cred că o echipă formată din colegul nostru Ciprian Pandea, cu cei doi prim vicepreședinți, domnul Gheorghe Dobre, domnul Aniel Nedelcu și tot biroul politic județean, împreună cu primarii care au ținut steagul Partidului Național Liberal sus aici în județ, veți reuși să recâștigați județul Călăraș și să refaceți din județul Călăraș o organizație fanion pentru Partidul Național Liberal. De asemenea, vreau să îl felicit pe Emil Dumitru pentru munca pe care a depus-o, a preluat în condiții dificile o organizație și în condiții destul de grele pentru România. Cu siguranță rezultatele au fost obținute la fel de greu și nu este doar cazul județului Călăraș. Prin urmare, vă doresc succes în alegerile pe care le faceți astăzi, în ceea ce privește conducerea organizației PNL Călăraș. De asemenea, în calitate de purtător de cuvânt al Partidului Național Liberal, vreau să vă îndemn să judecați cu propriile gânduri, cu propriile evaluări,
alegerile care urmează în Partidul Național Liberal, alegerile din data de 25 septembrie, sigur, după începutul furtunos al competiției interne, credem că ușor, ușor lucrurile s-au mai așezat, s-au mai domolit din toate părțile în ceea ce primește patimile implicate în această competiție și cred că trebuie să ne concentrăm pe ceea ce trebuie să ofere Partidul Național Liberal în următorii ani pentru România în ceea ce privește așteptările românilor. Din acest punct de vedere, primarii Partidului Național Liberal din organizația Călăraș trebuie să reprezinte cartea noastră de vizită la următoarele alegeri și ei trebuie sprijiniți de către orice guvernare liberală. Nu este admisă nicio condiționare a sprijinului pentru primarii noștri în funcție de opțiunile lor politice în această competiție internă. Noi credem cu tărie că toți primarii Partidului Național Liberal trebuie sprijiniți să-și ducă la îndeplinire proiectele pentru care au fost votați de către comunitățile lor. În acest sens aș vrea doar să mai amintesc că în decursul anului trecut, deși într-un an greu de pandemie, Guvernul liberal condus de Ludovic Orban a realizat nu o rectificare bugetară, cum se discută acum, ci trei rectificări bugetare și în cadrul acestor rectificări bugetare am discutat cu primarii, președinții de organizații pentru a putea găsi alocările bugetare care să răspundă nevoilor comunităților locale. La fel trebuie să continue Guvernul liberal, condus de un prim-ministru liberal și să acorde atenție tuturor nevoilor comunităților locale. Nu în ultimul rând, pentru că suntem într-un județ cu mulți fermieri, cu agricultură importantă. Anul trecut, împreună cu Emil Dumitru, cu ministrul agriculturii Adrian Oros, la acea vreme, am reușit să adoptăm ordonanța 148, prin care s-au acordat despăgubirile pentru secetă pentru culturile de toamnă. Urma ca în acest an să se găsească resursele bugetare și pentru culturile de primăvară afectate de secetă și vă amintesc că aici la Călăraș, guvernul condus de Ludovic Orban a acordat mai puțin de 122 de milioane de lei despăgubiri pentru secetă pentru peste 2100 de fermieri. Este nevoie în continuare să sprijinim agricultura și din acest punct de vedere guvern, orice guvern liberal va trebui să aloce investiții importante în zona de irigații, de infrastructură pentru a nu mai da aceste despăgubiri pentru secetă. Din păcate, Planul Național de Redresare și Reziliență pe care Ludovic Orban l-a propus în toamnă, în dezbatere publică, conținea o componentă importantă pentru infrastructura de irigații care astăzi, din păcate, nu se mai regăsește. Este nevoie de investiții în infrastructura de irigații și aceste investiții trebuie realizate cu alocări, indiferent de sursa resurselor bugetare, fie că vorbim din fonduri europene sau de la buget. Aveți încredere că guvernul acesta liberal, chiar dacă în condițiile acestea de competiție internă pare, să spunem, mult mai preocupat de cine va câștiga la congresul din 25 septembrie, noi știm care sunt prioritățile și așteptările românilor și vrem să răspundem acestor așteptări. Din punctul meu de vedere, cel care a demonstrat că poate să răspundă cel mai bine la aceste așteptări a fost guvernul condus de premierul Ludovic Orban, așa încât vă spun sincer, opțiunea mea, sper să fie și a noastră, la congresul din 25 septembrie, este Ludovic Orban. Succes la alegeri! Acum o să avem ocazia să vedem și pe Ludovic Orban și pe Florin Câțu aici în Călăraș să-și prezinte moțiunile, că știți care e procedura în partid. Întâi ne alegem președinții de organizații și după aia candidații vin în fața fiecare organizații cu moțiunea lor. O să dau cuvântul unui om deosebit, e un prieten bun de-al meu, e președinte la PNL Telorman. El împreună cu Cristi Paru au reușit să ducă filiala din Telorman, culmea, pe locul 3 la alegerile parlamentare. Culmea pentru că știm ce greu este la Telorman sau ce greu a fost. Eugen Pârvulescu, domnul senator, Eugen Pârvulescu. Mulțumesc! Bună ziua, dragi liberali! Mă bucur să fiu în fața dumneavoastră de două ori bucuros pentru că
4 ani de zile am fost coleg cu Răducu Filipescu și acum sunt coleg cu Ciprian Pandea în Senatul României. Îmi aduc aminte, acum 8 ani de zile, când am intrat în PNL, ce era Călăraș atunci și ce era PNL Călăraș la momentul acela. Și credeți-mă că întotdeauna, an de an, la toate alegerile mă gândeam cum facem noi la termen să ajungem măcar din urmă Călărașul. Din păcate, Hidra PSD își bagă coada peste tot și astăzi dumneavoastră sunteți pregătiți ca și echipă, așa cum eu cu colegul meu Cristi Bar am făcut o echipă sănătoasă în alegeri locale, parlamentare, în a construi Partidul Național Liberal. Mesajul meu către Ciprian Pandea și către dumneavoastră este acela că întotdeauna cheia succesului se află în această sală. Cheia succesului se află în această sală între primarii liberali, între consilieri locali, între coaliția pe care dumneavoastră aveți aici locală, fără a ne gândi în afară, în așa fel încât de acum încolo, Ciprian Pandea cu echipa de conducere să găsească formule, pentru că nu există ceva scris undeva, o formulă magică de a câștiga alegerile. Peste 3 ani și jumătate vor fi alegeri, toate 4 tipuri de alegeri, și cred că județul Călăraș are nevoie de o echipă liberală. Cred că fiecare membru liberal este mult mai pregătit, mult mai vertical și mult mai capabil să conducă comunitățile locale. Județul Călăraș are nevoie de o administrație liberală, de un guvern liberal, pentru că în toți acești ani de zile puteți demonstra, așa cum ați demonstrat și în trecut, că județul Călăraș se poate dezvolta numai cu administrație liberală. Vă doresc succes mult și să aveți mintea și capacitatea de a coagula toate forțele, împreună cu Ciprian Pandea, cu echipa de conducere, cu Emil Dumitru, cu toți cei care au pe inimă liberalismul în județul Călăraș, și să nu vă mai speriați de cei care conduc astăzi Consiliul Județean, pentru că nu vor fi capabili să facă nimic 3 ani și jumătate. Așa cum nu s-a întâmplat niciodată, PSD-ul nu poate să dezvolte, iar dumneavoastră am încredere că veți face lucrul acesta. Vă doresc mult succes! Poți să dai microfonul prietenului nostru, președintele PNL Galați, domnul George Stângă, domnul deputat George Stângă. Bună ziua, distinse doamne, dragi prieteni, dragi colegi liberali. Vin aici cu sufletul deschis și cu bucurie în suflet, pentru că întotdeauna în activitatea pe care am avut-o în Partidul Național Liberal, am avut ca reper PNL Călăraș. Mi-aduc aminte că în 2004, dacă nu mă înșel, poate mă contrazice domnul președinte Filipescu, aici aveam o mână de voturi, maxim 5%. Cu o conducere foarte bună, cu oameni implicați, cu aleși locali, cu primari, am reușit să ajungem la 44 de primari. Atunci când se vorbea de PNL Călăraș la nivel național, se făcea liniște peste tot. Pentru că erau oameni apreciați, demni de toată nădejdea, de la care aveam ce învăța. Și cred că este momentul să-l aplaudăm pe domnul președinte Răducu Filipescu. Cu siguranță rezultatele nu pot fi bune fără implicarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Indiferent cât de mult ar munci, un ales județean, un parlamentar, nu poate acoperi toate străduțele din județul Călăraș. Tocmai din acest motiv trebuie să dăm dovadă de unitate, de determinare, de hotărâre și sunt convins că rezultatele pe care le-ați avut le veți avea în continuare. Pentru că aici, la Călăraș, liberalii nu se tem. Pentru că nu au de ce. Liberalii nu-și pleacă capul. Pentru că nu au de ce. Liberalii sunt hotărâți, uniți, determinați, fac o echipă puternică și își doresc să ajungă din nou la rezultatele pe care le-au avut. Vreau să vă felicit pentru alegerea pe care ați făcut-o pe municipiul Călăraș. Îl salut pe prietenul meu, prieten de 14 ani la Organizația de Tineret, Alin Drăgulin. Un om alături de care am făcut echipă și am reușit să facem foarte multe lucruri bune și frumoase pentru tineretul național liberal. Închei prin a-i ura succes prietenului meu, Ciprian Pandea. Sunt convins că începe o nouă etapă pentru PNL Călăraș, una care să ne ducă spre rezultatele pe care le-am avut și le vom avea în continuare. Și sunt convins că este omul și președintele de care PNL Călăraș are nevoie. Așa să vă ajute Dumnezeu. Nu e nimeni
profet în țara lui, parcă așa e, nu e nimeni profet în țara lui, cum de la Călăraș la Prahova a venit Dumitru Tudone, pe care dați-mi voie să-l salut, domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Prahova. De la noi la Prahova a ajuns la Dâmbovița, un prieten bun de-al meu, e președinte de organizație la Dâmbovița, liderul senatorilor Partidului Național Liberal, domnul senator Virgil Guran. Mulțumesc, Iulian. Vă salut cu respect, stimați colegi. Întotdeauna m-am uitat cu respect la Călăraș și vreau să vă felicit pentru ceea ce ați făcut aici, pentru rezultatele pe care le-ați avut. Vreau să-l salut și să felicit pe colegul meu, Răducu Filipescu, pentru ce a făcut aici, pe Emil Dumitru, să-i mulțumim pentru această perioadă și tuturor celor care au condus. Nu vin să vă vorbesc despre proiecte, pentru că nu prea sunt deocamdată. Nu vin să vă vorbesc despre PNRR, pentru că nu prea a pornit deocamdată. Nu vreau să vă vorbesc despre scandalurile din PNL, pentru că sunt unii colegi care au grijă să apară cu multe detalii pe la televizor, așa că sunteți la curent. Eu vin să vă vorbesc concret. Suntem aici pentru alegeri la nivel de Călăraș. Și vin să vă vorbesc despre colegul și prietenul meu, Ciprian Pandea, cel mai tânăr senator din Senatul României. Și sunt convins cel mai tânăr președinte de organizație județeană peste două ore, o oră. Un băiat cu multă inițiativă, un tânăr care nu așteaptă prea mult pentru a ajunge unde trebuie, un om pe care mă bazez total în Senat și este o voce acolo în Senat și vă felicit că l-ați trimis în Senat, pentru că avem nevoie de tineri care să vină cu forța lor, cu puterea lor și cu dorința lor de a face ceva. În același timp, știți că e o modă la noi, la români, să stăm așa, să așteptăm, să vedem cum ne poziționăm, cine va câștiga, să ne dăm acolo unde este câștigătorul. Eu am venit să vă spun cu subiect și predicat, indiferent de ce se va întâmpla și indiferent de amenințările pe care le primesc. Eu îl susțin pe Ludovic Orban pentru președintele Partidului Național Liberal, pentru că sunt convins că trebuie să continuăm ce am început, sunt convins că a învățat din greșelile pe care le-a făcut, că nimeni nu e perfect, pe care le-a făcut în acești 4 ani, și sunt convins că doar așa vom putea să facem față situației foarte grea în care ne aflăm. A fost primul ministru care mi-a trecut prin pandemie și știu foarte bine că am fost lângă el. Erau momente în care habar n-aveam ce se întâmplă și ce este acest virus și totuși am făcut față și mult mai bine decât țări consacrate ca Italia, Spania sau Anglia și a dovedit care forța necesară să ducă înainte România. Așa că aici la Călăraș cu Ciprian Pandea și la nivel național cu Ludovic Orban sunt convins că vom face o echipă foarte bună. Vă mulțumesc, să vă dea Dumnezeu sănătate și numai bine. Zilele astea am citit o carte, se cheamă Liderii mănâncă ultim. Dincolo de chestiile culinare din carte, practic te învață, de fapt nu sunt chestii culinare, te învață cum să fii un lider bun. Și practic Ciprian Pandea, care urmează să fie liderul acestei organizații, trebuie să înțeleagă totdeauna că un lider este un om generos. Trebuie să știe că un lider este un om care are grija celor care l-au ales. Are grija primarilor și președinților de organizații. Un lider este un om calm,
este un om care este preocupat de nevoile echipei lui, de nevoile comunității pe care o reprezintă. Ciprian, o să ai 3 ani de zile în care sunt foarte multe lucruri de făcut, sunt multe orgolii în organizația Călăraș, îți trebuie înțelepciune, îți trebuie bună credință, îți trebuie bună cuviință, îți trebuie bun simț, trebuie să dai tot ce ai tu mai bun ca să poți să duci această organizație acolo unde e locul. Un lider nici nu are nevoie de funcție. Oamenii te recunosc ca lider și cu asta basta. Ei au nevoie aici nu doar de un președinte de organizație, au nevoie de un lider, au nevoie de un om care se reprezinte la București, se reprezinte în cadrul Partidului Național Liberal și am mare încredere că tu poți să fii acel om. Doamnelor și domnilor, dau cuvântul candidatului la președinția organizației Călăraș, Ciprian Panda. Domnul senator Ciprian Panda. Mulțumesc frumos, Iulian. Să știți că acum o săptămână eram fix în sala asta și era atât de ușor să vorbesc. Dintr-o dată astăzi e și cald, sunt și transpirat și am și emoții ca niciodată. Să știți că vreau să încep printr-o chestie personală vis-a-vis de ceea ce spunea Iulian, ce înseamnă să fii lider. Astăzi am reușit să-mi văd mama după 3 săptămâni, să știți. Pentru că în astea 3 săptămâni am plecat numai la 10-11 noapte de la partid. Și să știți că îmi asum lucrul ăsta, pentru că țelul meu, țelul nostru, țelul tuturor celor prezenți în această sală este ca în 2024 să câștigăm Consiliul Județean, Primăria Municipiului Călăraș și un număr cât mai mare de primării din județul Călăraș. Așa este, Virgil, sunt cel mai tânăr, dar vreau să-ți mulțumesc și ție și nu în ultimul rând lui Eugen, pentru că m-ați luat acolo de mână și m-ați împins cât mai mult în față și pentru că vreau să ne mai distindem un pic, să știți că stabileam membri în comisiile permanente la Senat și la un moment dat Eugen, prietenul meu, zice hai Călărașul, hai, bagă-te acolo, hai și acolo. Și la un moment dat Virgil făcea câte o pauză, ridica ochii din foi și zicea Ciprian, te bagi? Virgil, mai mic, mai tânăr, mai așa, nu, hai, bagă-te dacă e, hai. Că știți cum e, la muncă nu vrea să înghesuie lumea. Da. Vreau să îi mulțumesc și eu domnului Filipescu pentru tot ceea ce a făcut și vreau să vă relatez un lucru. Eram mic și mi-am dorit să fac politică. Deși tata nu prea a fost de acord, n-a avut încotro, o să mai încăpățânat, o să mă vedeți, am stabilit că o să câștigăm, o să vedeți că fac tot ce depinde de mine să câștigăm. Și mă uitam așa, pierdeam alegerile, mă rog, eu fiind în altă tabără atunci, mă uitam la el tot, câștiga. Și ne-a oferit Dumnezeu ocazia că în 2012 să fim în USL. Și mi-aduc aminte un lucru, aveam un primar, de fapt, era un primar de-al nostru care și astăzi este aici. Și avea și eu nevoie de niște bani la rectificarea bugetară. Și eu fiind la primul meu mandat, mă duc la domnul președinte Filipescu, domnul președinte, știți? E băiat bun, haide să-i dăm și noi acolo 2 lei. Pleacă-mă de aici că ăla lasă că are, nu-i nevoie. Așa era dânsul mai... Ca așa acum că nu s-a schimbat, nu-i problema. Și zice, băi, fii atent, 5 minute m-a făcut, a șters cu mine pe jos, m-a șters, m-a spălat, iar a șters pe jos, zice, da, fii atent, pentru că te respect și pe tine și pe tactul, sunt de acord. Cam asta a fost cu dușul rece și Mitică era de față acolo prezent, stătea într-un colț, că era secretarul județului, vedea și zice, că lasă că o să mai vezi, câte de-astea mai primești. Și să știți că viața mi-a demonstrat și mi-a mai luat-o de foarte multe ori și consider că o să mi-o mai iau de foarte multe ori. Am mai și dat-o, recunosc uneori. Dar, repet, vă promit și să știți că am învățat la tata că atunci când promit un lucru să-l și fac,
ca indiferent de cât va fi de muncă, indiferent de cât de multe orgolii vor fi la mijloc, pentru că să știți că Partidul Național Liberal, filiala Călăraș, este așa cum zici tu, Iulian, plină de orgolii. Și sunt orgolii foarte mari, în primul și în primul rând, când vine vorba de funcții. Și acum, pentru că eu am făcut un liceu semi-militarizat, Virgil știe mai bine cum e militaria, țineți minte un lucru. Generalul e ăla care dictează ordinele și locotenenții uneori le execută. De foarte multe ori vă certați pe funcții, în condiții în care, uitați un lucru, trebuie să și demonstrați pentru funcțiile alea, trebuie să munciți pentru funcțiile alea și abia după aia așteptați să vi se ofere. Nu le mai cereți înainte. Dar eu zic că etapele alea au trecut și vreau să-i mulțumesc lui Emil, pentru că eu fiind din Călăraș și trecând și având un istoric cu mulți dintre dumneavoastră, vă știu și orgoliile, și prieteniile, și dușmăniile și așa mai departe. Însă el, săracul, nu le știa. Și a venit și de foarte multe ori și a luat-o, să știți că nevinovat. Și cu toate astea, să știți că vreau să-l fericit și să-l asigur că în viitoarea structură de conducere va fi, și o să-l vedeți, va fi lângă mine, așa cum va fi și Vali Barcu, pentru că în ultimele 2-3 zile am auzit fel și fel de discuții și o să vedeți, eu sunt un tip foarte direct și o să vă spun lucruri în față, chiar dacă poate uneori vă deranjați, poate vă supărați, nu-i problemă, până în 2024 ne împăcăm. Vali este omul cu care eu am pornit la o construcție acum câteva luni. Atenție! Nimeni dintre cei care muncesc nu au cum să nu greșească. Însă, Vali e omul care s-a bătut în continuare cu Vasile Iliuță. Vali e omul care a dat dovadă de maturitate atunci când poate considera el, consideram eu și mai considerau foarte mulți dintre dumneavoastră că merita o anumită poziție, dar pentru binele partidului a rămas să fie în dreapta mea, să fie secretarul general pe care astăzi o să-l vedeți pe buletinul de vot, chiar dacă domnul Cristi Barcu, domnul Dancă, Virgil, poate că, eu știu, cu ghilimele de rigoare nu e neapărat statutar, dar vreau să aibă autoritatea necesară în acest partid, astfel încât să ne apucăm să construim și 2024 să fim cei care vom da ora exact în județul Călăraș. Vă mulțumesc pentru dovada asta de la autoritate. Și pentru că vă spuneam că e vorba de construcție, așa cum George Stângă l-a felicitat pe Alin Drăgulin, să știți că și eu îl felicit astăzi pe Dragoș Coman, care stă acolo, lângă Alin Drăgulin, cei care acum o săptămână se certau. Uitați-i că stau lângă altul. Asta înseamnă că nu e loc de orgolii în partid. Știți cum am făcut un discurs când am plecat spre Călăraș și voiam să spun atât de multe, dar acum, fiind și foarte cald, vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat încrederea, vreau să vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat votul dumneavoastră în decembrie anul trecut. Vreau să vă asigur de întregul meu sprijin. Știu că va însemna mai puțin timp petrecut cu familia și norocul dumneavoastră, însă să știți că în momentul în care m-am hotărât să candidez, mi-am dat seama că pe lângă familia mea de acasă, familia mea personală, în toată cealaltă perioadă dumneavoastră veți fi familia mea. Ținem aproape și către victorie. Mulțumesc!